Salut, bine ați venit la un nou video. Astăzi voi testa Windows 10X. Windows 10X a apărut anul trecut, prin februarie, dacă nu mă înșel. Este gândit pentru tabletele cu două ecrane, au apărut două versiuni, două emulatoare prin Microsoft Store. Microsoft recent, ieri parcă a licuit sau altăieri a licuit, astăzi este 15.1.2021 când filmez, dar vreau să fac intro-ul foarte mic, de aceea cer să zic foarte multe lucruri. A licuit ultima versiune de Windows 10X online, niște băieți pe Twitter, o să le las linkul în descriere la canalul de YouTube și pe Twitter. Au reușit să compileze, să facă o versiune a Windows-ului pentru Hyper-V. Este acolo de unde se poate descărca și se pune în Hyper-V. I-am dat mesaj băiatului NTDev, care, uitați, ca să vă și arăt acesta, NTDev, i-am dat aici un mesaj care îl rugam să-mi arate, pentru că am văzut un video la el pe canal, acesta, în care ne arăta cum se setează Windows-ul, și l-am întrebat cum se poate, mi-a răspuns el aici, bun, m-a trimis către acest băiat Albacor, care a făcut acest Hyper-V. Eu, între timp, până să-mi răspund el, eu am trimis la 10.3 mesaje, el mi-a răspuns la 10.38. L-am descoperit și se descarcă de aici un hard disk pentru Hyper-V, se activează, are el aici nu chiar un forum și se pun întrebări și mai răspunde pentru anumite lucruri, dacă știe. Dacă aveți vreo eroare, puteți să mergeți aici să vedeți. Arhiva vine într-o arhivă .7zip, vine într-un 7zip și aici. Și se importă foarte ușor, nu o să vă arăt, doar o să vă las linkul în descriere. Până acum hai să trecem aici la setup, deci United States, yes. Ne aflăm în Statele Unite, bine, mă aflu în România, dar i-am dat așa ca să funcționeze. Acum ar trebui să se încarce aici. Am filmat și mai devreme, am ajuns undeva pe la parte de login, am setat eu mașina virtual greșit, trebuie să-i dați mai multe cururi pe procesor, că altfel stați o oră să se încarce. O să-i dau aici skip. Este ca un setup de Windows 10, doar că mai avem aici bateria, network și eu faxez, nu știu. Hai să dau aici accept și mai avem niște poze aici în stânga. Vă spuneam că mai există o variantă, două variante de fapt, pentru emulatoare. Pentru două ecrane. S-a renunțat la ideea pentru două ecrane deocamdată și acum acesta suportă un ecran. Deci pe un singur ecran. O să vedem ce aplicații putem rula, cu ce vine, cum se descarcă programele și ce avem. O să-i dau aici setup fără personal use. O să trec peste, o să vă las linkul în descriere de la canalul acelui băiat. Eu sunt primul din România care face video despre Windows 10X, acest final build. Am mai văzut că mai sunt 4 sau 5 clipuri în engleză. Unul de la NTDev, unul sau două, nu mai știu sigur. Și unul de la Windows Central. În sfârșit a ajuns la desktop. Se vede foarte pătrat. Avem aici, văd că un start full screen, adică este plutitor și știu că acesta este să-ți arate aplicațiile deschise. Nu e nimic deschis. Dacă dau un click dreapta, change your desktop background. Dar în rest nu apare nimic. Se deschide aplicația de setări. După cum văd că se mișcă destul de bine. Hai să vedem cu ce vine. Deci avem remote desktop, aplicația nouă sau de mobil, mi se pare seamănă cu cea de mobil, Microsoft Edge, settings, calculator, to-do, news, weather, photos, Microsoft Store, files, care este un Explorer, cred că mai nou, Alarms and Clock, Snip and Sketch, Tips, Camera, Windows Security, Voice Recorder, Movies and TV, Groove, Music Maps, Get Help, Feedback Hub și Mobile Plans și People. Foarte interesant, ce să zic. Văd că avem aici 3 wallpaper default, acesta, care este cu marea, Black, da, crești. Acum iară e nou internet, dar nu înțeleg ce tot are cu internetul de nu vrea să se conecteze laptopul. Hai să vedem remote desktop cum arată.
Ok, deci se instalează, deci înseamnă că noi nu avem nimic instalat. Deci se încarcă ca o aplicație Metro. S-a descris și Microsoft Edge. Cred că dacă este Chromium-based browserul, deci da, merge. Deci avem program data, program și unde este program files-ul, pentru că nu-l văd aici. Windows Security. Cred că e Windows Defender. Dar nici măcar Windows Defender nu e instalat, deci este o versiune super light de Windows. Alte opțiuni de click dreapta nu cred că avem. Aici mai avem un mic meniu de start cu sunetul. Cred că aici avem tastatură. A, nu, e să ne întoarcă ecranul. Cred că este un... Da, cred că laptopurile vor avea, cum ar veni, o tastatură sub ele și ca să întoarcă ecranul. Văd că mai avem aici userul. Ok, am dat click și avem log sau cancel. Niște animații destul de interesante. Din ce văd oricum, nu cred că este versiunea finală. Pentru că nu prea văd... A, ba da, e Microsoft Store acolo, deci cred că putem descărca orice aplicație din Microsoft Store. Cam aici închei și eu episodul, pentru că... Seven Zip-ul nu cred că o să meargă. Și am instalat, cam cu asta vine. Cred că sunt când, la momentul la care filmez, eu sunt primul din România care face videoclip, cred, despre acest build. Și cam asta a fost cu acest episod. Eu am fost Ștefan, voi ați fost pe canalul meu. Noi revenim data viitoare. O să las credite în descriere pentru NTDev și pentru celălalt băiat. Pa, pa!